Cui nu-i plac jucăriile? De la zornăitori și jocuri cu bile, la colecții uriașe de Lego sau figurine de acțiune. Jucăriile par să rămână o parte relevantă a vieții noastre pe tot parcursul ei. Siguranța însă este pe primul loc. Sau cel puțin asta sugerează miile de reglementări pe care trebuie să le îndeplinească fiecare obiect care este folosit în scop pur recreațional de milioane de copii din întreaga lume. Totuși, de-a lungul timpului, unele jucării au reușit din diferite motive să evite tot procesul acesta riguros. Restul e istorie. De la degete arse la una dintre cele mai letale jucării care au existat vreodată. Astăzi vom explora o parte mai întunecată a copilăriei, aruncând o privire la top 12 cele mai periculoase jucării. 12. Cizmele selenare. Debutul filmelor SF din anii 40-50 au reușit să-și facă loc în inima publicului, inspirând sute de mii de copii să meargă pe urmele eroilor preferați. După lansarea cizmelor selenare, acestea au apărut în filmul Back to the Future, încălțate de nimeni altcineva decât legendarul Marty McFly, care le purta mândru prin piața orașului. Ceea ce avea să urmeze era deja scris în piatră. O mulțime de părinți au îngrămădit magazinele pentru a împlini dorințele arzătoare ale copiilor. Totuși, elanul fenomenului a fost curtat subit atunci când copiii au început la fel de subit să cadă, rupându-și glezne, genunchi, mâini și degete. Cu toate acestea, cizmele cu arcuri nu au fost retrase de pe piață, dar și-au construit o reputație nu tocmai plăcută în rândul părinților. 11. Cuptorul Easy Bake. Mă întreb, ce miroase atât de bine? Ei bine, probabil vei regreta că ai întrebat după ce îți spunem povestea din spatele acestei jucării. Cuptorul Easy Bake a fost o jucărie lansată de compania Hasbro, care le oferea copiilor din întreaga lume șansa de a deveni un bucătar adevărat. Ei bine, se pare că la scurt timp după lansare, au început să apară tot felul de plângeri cu privire la cât de periculoasă era jucăria. În perioada imediată, cei de la Hasbro au retras jucăria de pe piață, apoi au relansat-o doar pentru a o retrage complet a doua oară. În total, au existat peste 77 de cazuri de copii cu degete arse. Mai mult, una dintre fetițe i s-a amputat unul dintre degetele afectate. În prezent, compania a reușit să lanseze o versiune actualizată în care becul a fost înlocuit de un element electric inofensiv. 10. Sky Dancers. Cine ar fi crezut că dansul ar putea deveni o activitate atât de periculoasă? La mijlocul anilor 90, Sky Dancers era o jucărie destul de populară în rândul copilor din America. Jucăria consta într-o prințesă cu aripi care era lansată de pe un suport prin intermediul unei sfori elastice. Rezultatul, o prințesă zână care dansa în aer. Singura problemă? Zânele își luau zborul la viteze destul de mari și aveau traiectorii greu de prezis. Înțelegeți unde bat, nu? Comisia de protecție a consumatorului au primit peste 170 de plângeri însumând răni precum orbire temporară, dinți sparți, o contuzie, o coastă ruptă și răni la nivelul feței, care au necesitat copci. Știți voi, când distracția te lovește, n-ai încotro decât să o lași. 9. Aquadați. Aranjezi mărgelele mici, le stropești cu apă și capodopera ta se va trezi la viață. Sună distractiv, nu-i așa? Ei bine, distracție nu ar fi cel mai potrivit cuvânt. Vedeți voi, formula care permitea crearea acestor opere de artă avea o componentă secretă, GHB. Acest compus chimic nu era nimic altceva decât notoriul drog al violurilor. După ce trei copii au intrat în comă în urma ingerării pieselor toxice, cei de la protecția consumatorilor au retras, fiți atenți, peste 4,2 milioane de turse aquadați. Nu vreau să-mi imaginez coșmarul legislativ care a fost iscat. 8. Creepy Crawlers. Dacă fetițele erau ocupate să se joace cu cuptorul Easy Bake, băieții aveau parte de o altă experiență cu totul diferită. Ei bine, poate nu chiar atât de diferită. Creepy Crawlers, jucăria lansată în 1960, le oferea copiilor ocazia să gestioneze propriul insectar, colecționând, modelând și învățând despre insectele preferate. Din păcate, pentru toți cei implicați, de data aceasta nu insectele aveau de suferit în urma schimbului de experiență, ci jucătorii. Jucăria consta într-o serie de matrițe sub forma unor insecte în care copiii turnau o substanță chimică lichidă numită plastic goop. Apoi, matrița era încălzită la 200 grade Celsius într-un cuptor în miniatură care venea la pachet cu jocul. Temperatura potrivită pentru a coace degetele oricărui copil curios. În plus, pe lângă sutele de plângeri cu privire la arsurile cauzate copiilor, s-a ajuns și la concluzia că plastic goop-ul era destul de toxic.
7. Battlestar Galactica Colonial Viper. La sfârșitul anilor 70, cei de la Mattel au lansat o jucărie care să acompanieze succesul pe care serialul Battlestar Galactica l-au avut în Statele Unite. Toate lucrurile au luat o întorsătură greșită atunci când un băiat de 4 ani s-a gândit că ar fi o idee bună să îndrepte armele navetei înspre propria gură și apoi să tragă. Rezultatul a fost unul tragic. Băiatul s-a necat, iar jucăria a trebuit retrasă din magazine. Până în 1979, cei de la Mattel erau deja bombardați cu procese legale și li se cerea retragerea tuturor jucăriilor cu proiectile din magazine. De fapt, nava Battlestar Galactica Colonial Viper este motivul pentru care jucăriile cu piese mici au pe pachet semnul pericol de nec. 6. Buckyballs. Ce poate fi mai interesant decât un joc cu magneți? Pentru pitici, să vadă două obiecte cum se lipesc unul de celălalt este pură magie. Imaginează-ți posibilitățile. Ei bine, o fetiță de 2 ani s-a lăsat purtat de imaginație și a încercat să înghită sferele magnetice. În total, aceasta a înghițit 28 de magneți Buckyballs. În urma ecografiei, medicii și-au dat seama că magneții s-au lipit unul de celălalt în stomacul fetiței, creând un cerc. Din fericire, aceștia au intervenit la timp și au reușit să salveze fetița. Nu același lucru poate fi spus și despre reputația jucăriei în sine. Cine ar fi lăsat așa ceva la îndemâna copiilor? 5. Păpușa Snack Time Cabbage Patch. Una dintre cele mai populare jucării periculoase este păpușa Snack Time Cabbage Patch. Cei de la Mattel, un nume care a apărut des în topul nostru de astăzi, au creat o păpușă cu fălci mecanice care putea să mestece tot ce îi se punea înainte. Pare ok la prima vedere, nu? Ei bine, aparent pe lângă cartofi prăjiți și morcovi, păpușa avea un apetit crescut pentru păr și degete. Firma a trebuit să ofere banii înapoi la cele peste 500.000 de victime care au fost mușcate de adorabila păpușă. 4. Lawn Darts. Ce poate fi mai inofensiv decât un joc de curte în care arunci săgeți în aer pentru a nimeri o țintă în timp ce ești alături de cei mai buni prieteni ai tăi? Ei bine, după ce 6.000 de copii s-au prezentat la spital cu răni serioase, cei de la protecția consumatorului au concluzionat că lansarea jocului nu a fost cea mai bună idee din lume. Din păcate, din cei 6.000 de copii care au fost răniți de săgețile din cadrul jocului, 3 au decedat. 3. Pistolul magic Austin. Fabricat la finalul anilor 1940, pistolul magic Austin a devenit rapid foarte popular. Acest dispozitiv era proiectat să tragă cu mingi de ping-pong, nimic ciudat până aici. Problema era că forța cu care arunca mingile era produsă de chimicale explozive. Reacția rezultată din contactul carburii de calciu cu apa producea o explozie adevărată. Și da, dacă vă întrebați, explozia apărea chiar la contactul carburii de calciu cu saliva. De atunci, jucăria a fost interzisă în Statele Unite și Canada, iar unele state au clasificat-o drept o armă de foc. 2. Trusa CSI pentru examinarea amprentelor. Cui nu-i place să se joace de-a detectivul? Cei de la Planet Toys au împlinit visul oricărui copil atunci când au lansat trusa CSI pentru examinarea amprentelor. Totuși, toți aveau să fie dezamăgiți în 2007, când jucăria a fost retrasă de pe piață. Care a fost motivul? Ei bine, o organizație non-profit a făcut niște cercetări și a descoperit că trusa conținea asbest. Mai rău, conținea tremolit, o substanță și mai letală. În mod ironic, vinovatul a fost găsit fără folosirea unei amprente. 1. Mini Hamace. Faceți cunoștință cu una dintre cele mai letale jucării care au existat vreodată. Nu glumesc. În anii 1980 au fost introduse mini hamacele pentru copii. Totuși, acestea s-au transformat rapid într-un coșmar, atunci când mai mulți copii au fost răniți și chiar uciși de capcana înșelătoare de nylon. Fabricate din fire de nylon subțire și fără bare de susținere care să regleze lățimea, mini hamacele s-au transformat în mecanisme de tortură, încălcindu-se în jurul copiilor și lăsându-i fără aer. Până la interzicerea lor, au reușit să ucidă 17 victime. Unul dintre copiii care au supraviețuit a rămas cu daune cerebrale permanente datorită lipsei de oxigen. Ce tragic! Acestea au fost top 12 cele mai periculoase jucării. Care ți s-a părut cea mai periculoasă? Care este cea mai periculoasă jucărie cu care te-ai jucat? Spune-ne în comentarii! Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să apăsați butonul de like. Dacă vreți să vedeți și alte videouri ca acesta, abonați-vă la canalul nostru și apăsați clopoțelul de notificări. Vă mulțumim pentru vizionare și vă așteptăm data viitoare!